Au trecut doar câteva secunde din momentul în care din acea zonă s-a văzut o explozie extrem de puternică, iar căldura am simțit-o într-un mod îngrozitor, deși ne aflam la distanță. Aici, undeva lângă mine, se află un prim punct de echipaj. Este unul dintre pompierii care se aflau în apropierea zonei în momentul în care s-a auzit explozia. Iar ceea ce vedem în momentul de față este ceea ce anunță cel mai probabil un dezastru, pentru că acolo erau pompieri care interveneau la stingerea incendiului. Explozia a fost atât de puternică, dacă s-a simțit valul de căldură până în zona în care ne aflăm noi, undeva la distanță. Iar în momentul de față, peste tot se aud strigăte. Oamenii cer ajutor, inclusiv pompierii sau medicii. Cu siguranță, situația este una absolut catastrofală în momentul de față. Cel mai probabil, explozia a venit de la o conductă de gaz la care interveneau pompierii.